Începem cu dezvăluiri incredibile din scandalul momentului. S-a aflat motivul pentru care au divorțat Ilie Năstase și Brigitte. A apărut filmarea în care fostul tenismen îi reproșa brunetei că îl înșela cu un celebru băiat de oraș. Brigitte a fost șantajată luni bun cu aceste imagini și acum vrea ajutorul poliției. Relația dintre Brigitte Sfăt, actual pastrama, și fostul ei soț Ilie Năstase a fost una cu năbădei. S-au tot iubit și s-au tot certat. Deși scandalurile dintre ei au fost multe, inclusiv din cauza infidelității fostului tenismen, abia acum, după aproape 2 ani, a ieșit la iveală adevăratul motiv al separării celor doi. Infidelitatea lui Brigitte nu a fost doar o bănuială a lui Ilie Năstase. Tenismenul a avut dovezi concrete, chiar dacă a recurs la un gest pe care mulți nu l-ar considera potrivit, și anume de a sparge telefonul lui Brigitte. Acolo bărbatul a găsit conversații romantice între brunete și un celebru băiat de oraș. Și ca să aibă dovada că a prins-o pe Brigitte, a și filmat momentul în care o confrunta. La aproape un an și jumătate de când au divorțat, filmările care o incriminau pe Brigitte au ajuns în spațiul public. Iar bruneta a făcut dezvăluiri despre modul în care a fost șantajată de cineva care a pus mâna pe dovezi. În urmă cu un an și ceva, mi-a fost spart în mod repetat contul de iCloud și conectorii de pe alte computere și ID-uri am observat și acum o lună și ceva. Mi s-au cerut sume de bani și uneori le-am plătit, dar eu nu mai pot să plătesc. Am refuzat să mai plătesc, drept pentru care s-au dat și o să mai se dea lucruri care am încercat să le țin secrete, le-am și șters, dar se pare că nu s-au șters de pe iCloud, dar o să mă îndrept împotriva acestor persoane care mă tot șantajează și cer bani către persoanele abilitate. Vreau să-mi cer scuze fostului meu soț pentru situația creată, care am încercat să ocolesc, nu se devine că mi s-a spart contul de iCloud și sper ca poliția să-și facă treaba. În plus, avem și reacția lui Ilie Năstase după ce Brigitte a cerut iertare public. Contactat telefonic de reporterii Antenei Stars, fostul tenismen a spus că nu îl mai interesează nimic legat de acest subiect, că relația cu Brigitte este una de domeniul trecutului și că trăiește prezentul cu soția pe care o are acum.